Credeam că s-a întâmplat ceva, am văzut și mașina poliției și ambulanța aici. De aici pare că a venit să-și repare roțele, cauciucurile. Dar staționează în mod ilegal trotuar. Și are și semnalele luminoase pornite. Când au văzut că sunt filmați, au decis să oprească și luminile, să-și pună măștile, dar n-au mutat mașina de pe trotuar. Și se pare că o șterg din gară și polițiști. Dacă o să poată ieși, că acolo e închis. Dacă lumea rabdă. Ambulanță. Și mafia cu epoleț. Strada Sebastian, sectorul 5, București. A intrat un cui în talp. Organe zâmbărețe cu mașină vopsită alb, galben și albastru. Nou tricolor. Fix așa trebuie să funcționeze un servis, cu mașinile pe trotuar. Și noi, pietonii, trebuie să ieșim pe carosabil. Sau să ne strecurăm pe aici, prin curte.